Anemiile hemolitice dobândite. Anemia hemolitică. Hemoliza. Se referă la supraviețuirea scurtă a eritrocitelor în circulația sângelui înainte de a atinge durata de viață normală a lor. Măduva osoasă poate să crească producția de eritrocite în încercarea de a compensa pierderile de 6-8 ori peste normal, proces care implică creșterea producției de eritropoietină. Anemia. Definește cantitatea de eritrocite măsurată ca hemoglobină sau hematocrit, aflată sub limita inferioară a valorii normale pentru populația în curs de examinare. Hemoliza poate apărea în absența anemiei când măduva osoasă compensează rata de pierdere a eritrocitelor cu un nivel echivalent de producție a acestora. Dacă producția eritrocitelor nu compensează pierderea lor, apare anemia. Manifestări clinice ale anemiilor hemolitice. Anemia. Simptome nespecifice pentru hemoliză. Oboseală, dispnee, paloare. Simptome și semne care pot fi legate de hemoliză, icter, apariția calculilor biliari, splenomegalie. Hemoliza extravasculară asociată cu icter, splenomegalie. Hemoliza intravasculară asociată cu febră, frisoane, tahicardie, insuficiență renală și dureri lombare. Explorări paraclinice. Hemograma completă pentru determinarea hemoglobinei și a indicilor eritrocitari. Hemoglobina și hematocritul stabilesc intensitatea hemolizei în comparație cu capacitatea de compensare a măduvei osoase. Volumul eritrocitar mediu al eritrocitelor poate fi crescut datorită prezenței unui număr crescut de reticulocite. Numărul reticulocitelor, hematii tinere, mai puțin mature decât majoritatea hematilor normale circulante, reprezintă nivelul eritropoiezei măduvei osoase și rata de intrare a eritrocitelor în sângele periferic. Lactat dehidrogenază serică crescută, eliberată din hematiile distruse. Hemoglobina liberă în ser crește în unele cazuri de hemoliză intravasculară, apare de vreme în cursul hemolizei, se leagă de haptoglobină pentru a fi înlăturată din fluxul sanguin. Este identificată când nivelul de haptoglobină a fost epuizat, asociată cu hemoglobinurie, dacă mecanismele de conservare haptoglobină au fost consumate. Testul antiglobulinic direct, testul COMS. Acesta detectează prezența de imunoglobuline G sau a complementului C3 pe membrana eritrocitelor, semn distinctiv al anemiilor hemolitice mediate autoimun. Testul antiglobulinic indirect, tot testul COMS, detectează prezența anticorpilor direcționați împotriva eritrocitelor din serul pacienților cu hemoliză mediată imun. Bilirubina serică neconjugată, adică indirect, crește ca urmare a eliberării sale din hematiile distruse. Este eliminată prin conjugare cu acid glucuronic. Analiza frotiului de sânge periferic. Prezența eritrocitelor policromatofile, nuanță albastră, a reticulocitelor și a hematiilor nucleate demonstrează compensarea de către măduva osoasă prin eliberarea de celule eritroide progenitoare. Caracteristicile morfologice ale eritrocitelor contribuie la identificarea etiologiei hemolizei. Haptoglobina plasmatică, eliminată din circulație după ce leagă hemoglobina liberă din sânge. Scade odată cu hemoliza intravasculară. Hemosiderina urinară rezultă din fierul eliberat din hematiile distruse, care se depozitează în celulele epiteliale renale, în tubul proximal, înainte de a fi excretată în urină. Se găsește la cel puțin 2-3 zile după un episod de hemoliză. Hemoglobina liberă în ser rezultă din hemoglobina eliberată din eritrocite în vase, este crescută în hemoliza intravasculară. Se găsește la scurt timp după ce începe hemoliza sau când nivelul de hemoglobină liberă este mai mare decât haptoglobina disponibilă pentru a lega hemoglobina. Prezentă în analiza de urină, prin hemoglobină sau urobilinogen.
Teste speciale. Testul aglutininelor la rece detectează anticorpi, adică aglutinine, la rece, imunoglobulinele M, în serul pacientului. Aglutinarea apare când este prezent un anticorp aglutinant. Anticorpii antinucleari relevă boli autoimune care stau la baza hemolizei. Puncția aspiratorie medulară și biopsia sunt rar necesare, relevă hiperplazie eritroidă, evaluează răspunsul măduvei osoase la hemoliză, evaluează procesele de infiltrare a măduvei osoase. Sideremia, capacitatea totală de legare a fierului, feritina. Deficitul de fier apare când hemoliza este prelungită sau cronică. Teste pentru anticorpi Donat-Landsteiner. Anticorpii imunoglobulinei G, care se leagă de eritrocite la temperaturi scăzute, fixează complementul și apoi eritrocitele sunt distruse prin liza mediată de complement. Prezenți în hemoglobinuria paroxistică la rece, observată în diferite boli infecțioase. Anemia hemolitică mediată imun. Tipuri de boală. Anemia hemolitică autoimună cu anticorpi la cald, anemia hemolitică autoimună cu anticorpi la rece sau boala aglutininelor la rece, anemie cu anticorp Donat-Landsteiner, hemoglobinuria paroxistică la rece, anemia hemolitică autoimună cu anticorp la cald. Anticorpii se leagă direct de antigenele de pe suprafața eritrocitului la 37 de grade Celsius, dar nu sunt capabili să aglutineze hematiile. Anticorpii care se leagă de eritrocite sunt eliminați din circulație, în primul rând, de către macrofagele splenice, prin sistemul reticuloendotelial. Porțiunea FC anticorpilor se leagă de monocite sau macrofage în circulația splenică și complexul anticorp-eritrocit este eliminat din circulație. Anticorpii sunt de tip IgG. Testul antiglobulinic direct, pozitiv pentru IgG, frotiul de sânge periferic, microsferocite, celule mici, dense, fără palvare centrală a eritrocitului, localizare primară a hemolizei, splina, extravasculară, boli subiacente asociate, idiopatică, boli limfoproliferative, ca leucemia limfocitară cronică, limfom non-Hodgkin, boli ale țesutului conjunctiv, ca lupus eritematosistemic, deficiențe ale sistemului imunitar, ca HIV, imunodeficiența comună variabilă, droguri, alfa-metildopa, folosit în tratamentul hipertensiunii arteriale. Manifestări clinice. Se constată icter, splenomegalie, simptomele, semnele asociate cu boala subiacentă. Diagnostic. Se bazează pe semne, simptome și explorări paraclinice ale unei anemii hemolitice, de obicei extravasculare cu testul COMS pozitiv. Tratament. Acid folic. Utilizat pentru cele mai multe forme de hemoliză pentru a evita deficitul odată cu formarea reticulocitelor. În anemiile hemolitice autoimune secundare este esențial tratamentul bolii de bază. În formele severe, acute, sunt necesare transfuziile de masă eritrocitară. Corticoterapia se administrează pentru scăderea producției de anticorpi și pentru inhibarea distrugerii eritrocitelor în macrofagele splenice. Se utilizează prednisonul în doze de 1 mg pe kg corp pe zi. În caz de răspuns, doza se scade treptat și se oprește administrarea. Splenectomia, considerată ca fiind linia a doua de tratament, după eșecul corticoterapiei sau în caz de contraindicații ale corticoterapiei, îndepărtează principalul sediu al distrugerii eritrocitelor, scăzând asemenea producția de anticorpi. Tratamentul imunosupresiv cu ciclofosfamidă, 100-200 mg pe zi, și azatioprină, 120 mg pe zi, pot fi eficiente în scăderea producției de anticorpi. Alcalozii de vinca rosea, vincristina, vinblastina în perfuzii lente de 3-6 ore pot paraliza temporar macrofagele scăzând distrugerea hematiilor. Plasmafereza
îndepărtează temporar o parte din anticorpi în hemolizele acute. Doze mari de imunoglobuline intravenoase, 1-5 grame pe kilogram corp, timp de 5 zile. MabThera, anticorp monoclonal anti-CD20, în cazuri refractare, răspuns favorabil. Boala aglutininelor la rece. Boli în care un anticorp IgM este îndreptat împotriva hematiilor se leagă preferențial de acestea la temperaturi scăzute, de 4-18 grade Celsius. După legarea de membrană eritrocitară, autoanticorpii IgM activează cascada complementului pe membrana eritrocitară, care determină legarea complementului C3b la membrana eritrocitară și eventual fagocitoză. Severitatea bolii se corelează cu titrul de anticorp și cu abilitatea de a activa complementul. Localizarea primară a hemolizei în macrofagele hepatice, extravascular. Anticorpii sunt de tip IgM, direcționați împotriva antigenului I. Testul antiglobulinic direct, pozitiv pentru C3, negativ pentru IgG. Există două forme de boală a aglutinilor la rece. Boala cronică apare la persoane vârstnice, decada a 5-a până la 8-a, adesea asociată cu leucemie limfocitară cronică, limfom, macroglobulinemia, Waldenström. Boala acută apare la persoane mai tinere decât în cazul bolii cronice, a recurs autolimitat. Este asociată cu boli infecțioase ca micoplasma, pneumonie, mononucleoza infecțioasă. Manifestări clinice. Aglutininele la rece induc acrocianoză, adică colorație violacee a degetelor, degetelor la picioare, a nasului, lobul urechilor și ulcerații când expunerea la frig este severă și prelungită. Se constată icter, splenomegalie friabilă, se poate rupe la o examinare viguroasă. Simptomele, semnele asociate bolii subiacente. Explorări paraclinice. Se constată aglutinine la rece, proba de sânge trebuie ținută la cald după colectare, bilirubina serică și LDH crescute, reticulocitoză, testul COMS pozitiv pentru complement C3. Frotiul de sânge periferic relevă aglutinarea eritrocitelor, policromatofilie, sferocite. Diagnosticul este al unei anemii hemolitice cu aglutinine la rece, mai ales intravasculare. Tratament. Se administrează acid folic, tratarea bolii de bază. Se pot utiliza agenți alchilanți ca ciclofosfamida și clorambucilul, alfa-interferonul, rituximab, fludarabină. Corticoizii nu dau rezultate ca în hemolizele cu anticorpi la cald. Splenectomia este ineficientă deoarece emoliza are loc mai ales intravascular. Plasmafereza este rezervată cazurilor grave. Hemoglobinuria paroxistică la rece. Tulburare rară, 1% din anemiile hemolitice autoimune. Apare mai frecvent la copii după o infecție virală recentă sau la persoanele cu sifilis terțiar sau congenital. Este rezultatul unui anticorp circulant IgG, care se leagă de eritrocite la sistemul antigenic P la temperaturi scăzute, care fixează complementul C1 și C2 și apoi după încălzire la 37 de grade Celsius, activează cascada complementului care produce hemoliză. Manifestări clinice. Simptomele apar după expunerea la frig. Se constată febră, dureri lombare, dureri ale membrelor inferioare, crampe abdominale, rigiditate, hemoglobinurie, insuficiență renală. Explorări paraclinice. Testul COMS negativ, pentru că celulele acoperite cu anticorpi au fost lizate. Anticorpi Donat-Landsteiner pozitiv. Tratament. Evitarea temperaturilor scăzute și tratament suportiv. Punct.